Rata șomajului a scăzut sub 6% la Sibiu. Cel puțin asta reiese din statistica întocmită de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. La sfârșitul lunii decembrie erau înscriși în evidențele AJFM 10.780 de șomeri, din care 4.410 femei. Rata șomajului înregistrând valoarea de 5,81%, se arată într-un comunicat de presă. Din totalul șomerilor, peste 6.000 sunt beneficiari de indemnizație de șomaj și 4.572 sunt șomeri neindemnizați. Iar din punctul de vedere al grupelor de vârstă, cele mai multe persoane au între 40 și 50 de ani. În cursul lunii decembrie, un număr de 304 persoane au fost încadrate în muncă, din care 70 de șomeri s-au angajat ca urmare a acordării serviciilor de mediere a muncii realizate de agențiile locale din cadrul AJFM Sibiu.